sunt păpușa Didodo. Eu viață am primit și la voi repede, repede am venit. Din lada veche am fost scoasă. La flashmobul organizat astăzi în fața primăriei Râmnicu Sărat au participat peste 500 de copii de la unitățile de învățământ. Mișcările executate de aceștia și coreografia specială i-au impresionat pe toți cei care au venit la eveniment. Participanții spun că au făcut pregătiri intense pentru acest flashmob. Este pentru prima dată când particip la un flashmob? Da, este. Cum a fost această experiență pentru tine? A fost frumoasă. Ne-am distrat, am învățat dansuri. A fost frumos. Cât de mult v-ați pregătit pentru a dansa astăzi atât de frumos? Păi, aproape o săptămână. Cum a fost la pregătire? A fost greu? A fost ușor? Cum a fost? A fost mai greuț, dar ne-am descurcat. Pentru tine este primul flashmob la care particip? Nu, am mai făcut. Îți place? Invitați să danseze în sincron cu copiii au fost și părinții, bunicii și autoritățile locale. Distracția s-a mutat apoi în Parcul Central. Concertul trupei Didodo, competițiile sportive și desenele pe asfalt sunt doar câteva dintre activitățile la care au participat cei mici. O să mai fac baloane, mai ascult puțină muzică aici. Foarte frumoasă această zi. De la părinții tăi aștepți un cadou? Da. Da? Ce ți-ai dorit să primești? Un set de construcție. Îmi doresc cel mai mult role pentru că sunt mare fană Stoi Luna. Am înțeles, crezi că vei primi acest cadou? Da. Cum ai ales să petreci astăzi ziua copilului? Am ales să o petrec împreună cu părinții mei și cu frățiorul meu și cu prietenii mei. Ca voi ce vei face? Mă duc să mă joc cu copii. Toți copiii care au participat la activitățile din Parcul Central au primit din partea autorităților dulciuri și baloane. Le doresc la mulți ani tuturor copiilor, mai mici, mai mari și de vârsta noastră, chiar de o vârstă înaintată, pentru că, așa cum știm, în fiecare din noi se lăsucește un copil până la capătul vieții. Mă bucur în primul rând că văd atâți părinți la olată cu copii și iarăși în mesajul meu am spus că mi-aș dori ca lucrul acesta să se întâmple zilnic. Și să nu scăpăm din vedere faptul că ai noștri copii au nevoie de noi, nu doar de a le asigura partea materială, ci și să le fim alături. Ziua Internațională a Copilului este un eveniment care se sărbătorește peste tot în lume, dar în zile diferite. În România, aniversarea are loc în fiecare an pe 1 iunie.